Cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește mora. Bună dimineața, oameni buni! Cafeaua de dimineață la Mesagerul de Neamț. Ieri a fost 1 aprilie, o zi în care ci că se fac păcăleri. În România nu mai ține chestia cu 1 aprilie, pentru că noi suntem păcăliți în fiecare zi și de 1 aprilie probabil că ar trebui să fim și noi normali. Dacă te uiți la televizor, dacă citești ceva, îți dai seama că trăim într-o păcăleală continuă, pornind chiar și numai de la aceste celebre alegeri deja de pe 9 iunie, când se amestecă făina de mălai cu făină de, nici nu știu, uruială pentru dat la porci și ar trebui să iasă ceva frumos, ceva bun, ceva drăguț. Adică amestecăm europarlamentare cu locale și zicem noi că facem un lucru bun. Noi de 1 aprilie n-am încercat să facem nicio păcăleală, dar am încercat, o să te rog încă nu, Bogdan, am încercat să facem un filmuleț simplu, fără comentarii, fără nimic, despre cum arată orașul Piatra Neamț în regim de șantier, acum, cu câtva timp înainte de alegeri, și când toată lumea așteaptă să vadă că se finalizează niște lucrări. Bogdan, poți să dai drumul, dar în timp ce dai drumul, eu o să te rog să pui imaginea și pe invitatul de astăzi, domnul Vasile Panaite, care este deja cunoscut oamenilor, fost prefect, fost primar la Dragomirești, actualmente candidatul unui partid politic, o să-l las pe domnia sa să spună despre ce este vorba, la Piatra Neamț. Rămânem pe imaginea asta cu domnul Panaite, nu dăm drumul încă la filmuleț, până ne spune de ce vrea să candideze și din partea cui. Bună dimineața, domnule Bălănescu, dumneavoastră și tuturor celor care ne privesc. Bună dimineața, Piatra Neamț, fiecăruia oriunde ne-am afla. Vreau să spun pe această cale că voi candida la funcția de primar al municipiului Piatra Neamț din partea Partidului Umanist Social Liberal. Pentru toată lumea, acest simbol este asociat liderului său, Piedone, candidatul la demnitatea, să spunem, de primar al municipiului București. Am luat această decizie cu ceva timp în urmă. A fost votată și aprobată săptămâna trecută în forul județean. Săptămâna trecută, la sfârșit, am fost chiar prezent și invitat la o dezbatere pe această temă în orașul Galați. De ce voi candida la Piatra Neamț? Dacă lăsăm să curgă comentariile, probabil că vor apărea cel puțin 5-600 de comentarii de ce ar trebui un candidat să candideze la Piatra Neamț versus actuala administrație. Bun, acum sunt foarte mulți care vor candida la Piatra Neamț, din câte am văzut eu, ceea ce pe de o parte este bine, pe de altă parte votul se va disipa și nu avem turul 2. Dacă am avea turul 2, lucrurile ar fi cu totul și cu totul altfel. Da, este adevărat, poate fi un exercițiu democratic și sunt unul dintre cei care am susținut de fiecare dată turul 2, chiar dacă a fost vorba în competiția respectivă de Panaite, turul 2 a fost introdus, s-a renunțat la turul 2 de alegeri în 2012. El, acest subiect a fost dezbătut de mai multe ori. Din punctul meu de vedere este o greșeală. Și din punctul meu de vedere este tot o greșeală. De ce? Pentru că în final se divizează acest vot, dar nu este treaba mea pe această temă. Cel care va capacita în această perioadă de campanie și în precampanie să vină cu soluții și cu dezbateri serioase, cred că va fi cel care va aduna cele mai multe voturi. Bun. Haideți, cu voia dumneavoastră și a telespectatorilor, să dăm drumul la acest filmuleț făcut și eventual ne mai oprim și îl discutăm pe parcurs. Colegul meu, Bogdan Călian, a filmat ieri, fără cuvinte, doar cu un pic de muzică, dar nu punem muzica acum pe fundal. Cine vrea are postarea pe site și vedem orașul Piatra Neamț de sus, de la Chimiei, cum se spune, spre centru. Este o lucrare pe care o știm cu toți, schimbarea conductei de apă, magistrala de apă,
Și după cum se poate observa, se lucrează în zonă, adică vedem șanțul, vedem demarcările. Da, vă rog și pe dumneavoastră, că sunteți până la urmă familiarizat cu construcțiile. Da, acest tip de lucrare era absolut necesar din punctul meu de vedere, numai că abordarea asta nu mi se pare una profesionistă. În ce sens? Prima excavație, și poate fi probată, a avut loc în cursul anului 2022. Suntem în 2024. Dacă dumneavoastră considerați că în circa un an jumătate de acum, spre 2 ani, în curând, spre toamnă, sunt necesari pentru înlocuirea unei conducte de circa 2 km. Dar nu mă speriați, eu sper să nu prindem toamna. Eu îmi doresc foarte mult să fie această lucrare terminată și mâine, cum era și posibil, sau alaltăieri, cum ar fi fost normal și real, să spunem așa. M-ați întrebat prin perspectiva constructului și înaintea emisiunii am mai discutat și despre anumite abordări. Este adevărat că s-au schimbat niște conducte, este adevărat că s-a înlocuit, este adevărat că deasupra va fi un culoar de mobilitate sau imobilitate, să spunem așa. Și am spus-o și în emisiunea trecută, asfaltarea unui bulevard și transformarea lui într-un tronson de autostradă, nu știu dacă convine și este pe profilul care se cere de către cetățeanul și consumatorul nostru, a vecinului, a tuturor celor care se folosesc de această zonă. Vedem că în aceste imagini pe care dumneavoastră le-ați surprins, pe lângă faptul că nu lucrează nimeni, da, am verificat. Dacă care este o întrebare? De ce? Aici vedem pe cineva care lucrează. Nu, deci aici, dacă îmi permiteți, vedem un domn care lucrează. Deci aici este o imagine care cred eu ar trebui să fie în atenția, de gândit, în primul rând, în atenția celor care se ocupă de această lucrare. Vedem și vorbesc aici și beneficiari și constructori. Toată lumea ar trebui să fie. Deci probabil că toți au explicații. Eu nu sunt constructor. Pentru mine imaginea asta spune așa: avem un șantier, avem un mini, cum se cheamă ăsta, bulldog sau ce? Un cilindru compactor, un cilindru compactor mini. Și avem pe partea cealaltă niște cozi de mașini. Da, niște cozi de mașini. Domnul Bălănescu, aceste lucrări au început, din nou spun, acum circa un an jumătate. Cred că trebuiau finalizate până acum, dar chiar mai devreme finalizate. Din ce perspectivă văd acest lucru? Nu a fost o suprafață atât de mare acoperită. Nu este o abordare. Probabil că a fost nevoie ca ele să se apropie de finalizare în timpul campaniei electorale, doar că cetățenii nu pot fi păcăliți. Cetățenii de ce nu pot fi păcăliți, vă spun? Să ne amintim anul trecut când a fost acel tronson din fața restaurantului Laguna, de la intersecția de la Moldocor până la Petroleva s-au înlocuit niște tronsoane de gaz metan. Reparațiile nu are rost să spun cum s-au făcut ulterior, sunt convins că s-au decontat în niște sume pe care noi nu le putem imagina acest moment. Bun, dar ăștia au făcut-o cei de la gaz metan, investiția lor. E adevărat, dar finalitatea nu a fost una pe care să ne ajute pe fiecare dintre noi. Mergând mai departe pe aceste investiții, să spunem așa, pe aceste culoare de imobilitate urbană, știm și vedem cu insatisfacție, ca să folosim același context, tot ce vedem acum și unde sunt săpăturile respective, vor dispărea toate parcarele riveranilor, da? Tot. Așa este în proiectul pe care l-au inițiat și l-au aprobat și dau să-l implementeze. Dau să-l implementeze cumva cu grele gemete, că nu se vede nicio perspectivă a luminiței de la capătul tunelului. Eu vă întreb, cum credeți că rezolvă situația tuturor acestor circa 1000 de parcări? Vă spun eu, în momentul ăsta ei nu au nicio soluție. Bun. În acest sens... Dumneavoastră aveți o soluție? Da, demarăm în acest sens. În ce sens? Haideți că mai începând oprim, de astăzi. Mai oprim filmarea, mai venim în studio. Începând de astăzi, candidatul Vasile Panaite, împreună cu partidul său, demarează strângerea de semnături pentru inițierea unui referendum în care cetățenii municipiului Piatra Neamț, pe data de 9 iunie, pentru a nu avea costuri suplimentare, dacă tot facem comasare și ne jucăm de-a comasatele, de ce să nu încapă o întrebare adresată cetățenilor dacă sunt de acord cu investițiile în ceea ce privește parcările în acest municipiu. Parcări care sunt nu necesare, sunt foarte necesare. De ce? Pentru că avem un număr de mașini și așa există acea competiție în care aproape că își fură unul celuilalt un loc de parcare, nu de dragul artei și de dragul, de dragul conflictului, ci de necesitatea de a-ți lăsa mașina undeva.
Mergem prin oraș și anumite zone unde sunt instituții sunt sufocate de mașini. Sunt sufocate. Vă întreb ce se va întâmpla pe acest... Facem un referendum. Referendumul ce să spună? Dacă cetățenii sunt de acord să, în perioada următoare, administrația pe care o voi reprezenta, să se aplece cu prioritate asupra construirii de parcări. Bun, adică nu putem vorbi de parcări pe zona asta de culoare de mobilitate. Culoarul aici... de mobilitate urbană, vă pot spune asumat, la Brașov, la Buzău, a fost implementat același tip. Nu vorbim de viteză, că a fost în câteva luni finalizat. Au mutat tot ce înseamnă traficul de transport în comun la mijlocul benzii. Cu scoare unde pietonii merg și se așteaptă mijlocul de transport în comun. Ne desființăm parcările laterale. Cum mi se părea și normal, un bulevard precum Traian, unde ai aproape 3 benzi pe sens. Vor fi 3 benzi în momentul ăsta. Unul pentru, cum îi zice, pentru mijloacele de transport în comun și două pentru cetățenii care vor traversa. Pentru că dacă tu le iei parcările, nu le dai motivul să rămână într-un oraș turistic pe care îl clamezi și ridici, la ce? Îl faci doar, aceste investiții vor fi pentru niște cetățeni care vor traversa într-o viteză mai mare decât până acum spre alte zone. Bun, aici cu viteza eu am dubii, dar mă rog. Dacă vom avea parte și de pornirea semafoarelor, viteza se va reduce acum, spre zero. Haideți să vedem tehnic. Cum va suna întrebarea la referendum? Vreți parcări sau nu? Că nu poți să pui o întrebare. Nu poți pune o întrebare de genul vreți parcări. Nu, sunteți de acord ca prioritatea mandatului următor, din punct de vedere, una din priorități, că nu poți să-ți construiești o viziune și o perspectivă de candidat doar pe formarea unor parcări. În această perioadă, una din priorități va fi readucerea normalității în ceea ce privește parcările în Piatra Neamț. Una din soluții? Acoperirea Albii Ecuieștiului. Altă soluție? Toate zonele pe care le putem găsi disponibile, și aici avem acele spații și acele scoare dintre Bulevardul Traian și Privighetorii, sunt generoase. Putem construi pe ele. Putem supraetaja. Există soluții prin care se pot face parcări supraetajate. Bun, eu sunt de acord. De exemplu, aici chiar unde suntem cu imaginea Bogdan Fămare. Te rog, imaginea dacă poți. Așa. Nu pe partea unde este săpătura, la blocurile acelea înalte, în partea cealaltă. Da, la H-uri. Cineva îmi spunea, nu mă pricep, stau în apropiere, dar nu știu nici. Așa, spunea cineva că acolo sunt niște spații pe care s-ar putea face niște parcări chiar cu acces din strada principală. Absolut. Între ele, am povestit și în emisiunea trecută că există o regulă în care în momentul în care ai scos un spațiu de un metru pătrat din registrul spațiilor verzi, trebuie să compensezi cu minim 7 unități aferente. Doar că parcările sunt lucrări de utilitate publică locale. Ele nu se supun acestei reguli. Domnul Panaite, acum, eu sunt de acord că parcările sunt o problemă, e clar, e deranj, dau bine în campanie să discuți despre ele, că suntem până la urmă în pre-campanie. Dar haideți să vedem, astea sunt problema principală a acestui oraș. Că știți cum e, unii ori să zică, domne, facem noi parcări, dar transportul în comun cum e? Transportul în comun... După care o să spun, haideți, mergem... Transportul în comun, noi am plecat de la ideea cum va fi motivat și care va fi ținta acestui referendum. Dumneavoastră ați încercat în perioada asta să ne spuneți că sunt și alte probleme, ca orice altă urbe, ca orice altă comunitate, în fiecare zi sunt provocări, de necesitate și provocările astea vin dintr-o necesitate a cetățeanului. Nu a inventat nimeni problemele artificiale și le-a lansat în spațiu public. Niciun om nu are cu minimă rațiune, nu vine să clameze o necesitate care nu este sustenabilă. Vii și spui că ce, ai nevoie de pistă să nu știu unde pe mijlocul orașului? Nu. Ei vin și spun oamenii, am nevoie de curățenie, am nevoie de atenție și să fiu consultat, am nevoie ca toate locurile și toate trotuarele să fie într-o stare de bun simț. Nu spune nimeni că o să poți să schimbi. Și am avut un exemplu de schimbat trotuare în vreo 2 ani de zile, aproape tot ce înseamnă trotuare în Piatra Neamț. Dar mergem în continuare. Ieșirea spre Bicaz văd acum că se toarnă un trotuar. Oameni buni, eu nu zic că nu e necesar și acolo. Dar un kilometru de același... Ăla deja e pe Alexandru cel Bun.
Am înțeles. Ăla e deja pe Alexandru cel Bun. Au bucată și din Piatra. Nu știu dacă este da, din Piatra. Dar eu zic în aceeași măsură să venim să rezolvăm. Dacă venim din Dărmănești până în centru, pe trotuare, o persoană cu dizabilități nu are nici cea mai mică șansă să se deplaseze, pentru că se pot experimenta. Noi nu avem persoane cu dizabilități. Noi nu avem. Acum trebuie să fim cinstiți că actuala administrație a moștenit un oraș cu dizabilități. Da, dar trebuie să fim foarte trebuie cinstiți. Trebuie să repari și să începi de undeva. Zic, este adevărat, dar trebuie să încep de undeva. Noi avem un oraș cu dizabilități majore. Bogdan, este un comentariu unui domn, Oprea Sorin, cred că, dacă nu mă înșel, ai reușit să-l pui? Problema, spune dâmnia sa, problema orașului este că nu mai există. Da, în momentul ăsta sunt multe, multe comune care au luat-o înaintea, ca și dezvoltare, ca și abordare din punct de vedere al administrației, au luat-o înaintea municipiului, reședința de județ. Cred că această paradigmă trebuie schimbată. Această interfață între cetățean și administrație trebuie cumva schimbată. Trebuie ca cetățeanul să-și găsească ecoul acolo. Și o spuneam, și o spun și o voi susține cu tărie câte zile voi avea și cât voi putea eu să fiu pe o scenă în care să-mi pot permite să-mi fie auzit glasul. Cetățeanul trebuie să aibă reprezentativitatea numărul 1. Cetățeanul trebuie iubit cum este el. Cetățeanul trebuie, și când mă gândesc aici la cetățean, e suma glasurilor celor care au nevoie. Sunt plătitorii de impozite și taxe. Într-o sumă mai mare, mai mică, mărită, nemărită, ajustată cu indicele de inflație sau neajustat. Dar toți acești bani trebuie cumva justificați. Trebuie cumva justificați într-un răspuns. Am înțeles. Ne așteptăm să avem dezvoltări economice în Piatra Neamț. Cum să le avem? Atâta timp când nu deschidem la absolut nimic brațele. Atâta timp cât nu suntem părtașa unei dezvoltări. Cum? Da, eu vă întreb pe dumneavoastră cum, că eu nu candidez. Am spus și rândul trecut, parteneriatul public-privat trebuie să primeze. Parteneriatul public-privat nu vine doar ca o cutumă legislativă. Parteneriatul public-privat trebuie să înceapă în primul rând de la consultare cetățenească. Consultare cetățenească pe care o poți face și tu ca individ în întâlnirile pe care le ai, dar consultarea cetățenească poate să vină și din întâlnirile pe care le poți avea pe zone. Și propuneam rândul trecut o investiție de genul acesta. Eu sunt convins că dacă ar fi venit și s-ar fi discutat cu cetățenii din zonă, și eu am făcut acest lucru și am mers prin casa scării și prin apartamente, am ajuns la oameni, oamenii sunt total nemulțumiți de abordarea de pe această zonă. Și eu vorbesc de riverani. Oameni care le dispar parcările, oameni care suportă praful și mizeria de un an jumătate, perioada în care ar fi trebuit să fie gata de mult, de foarte mult timp. Nu știu dacă lucrarea trebuia să fie gata, dar sigur zonele astea pe care le vedem acum ar fi trebuit să fie măcar circulabile decent. Și aici nu există nicio scuză. Da, aici nu există nicio scuză, nu sunt inginer constructor, nu mă pricep, dar să-mi spui mie că nu poți să pui acolo și să faci, că vine nu știu cine de la Inspectoratul de Stat în Construcții, ok, păi îl iau pe ăla de la Inspectoratul de Stat în Construcții, și dacă mi-a făcut treaba bună, omul nu poate decât să-mi dea un aviz de fața determinată. Chiar dacă îmi dă aviz negativ, dar două naibii de treabă, toată lumea circulă în orașul ăsta pentru că sunt niște ambiții politice și sunt niște bețe în roate sau nu sunt bețe în roate, nu știu, dar chestia asta este stupidă. Deci este stupidă, nu mai discut. Surprinderea mea derivă din faptul că îi cunosc pe cei din aparatul tehnic din primărie. Sunt oameni valoroși. Sunt oameni tehnic valoroși. Nu? Domnul Bălănescu, îi cunosc. Sunt ingineri. Dar Panaite, undeva se strică la nivel Panaite, de cap. Domnul Panaite, dați-mi voie să vă spun că nu există nicio scuză la aparatul tehnic din primărie să aibă o lucrare care se termină pe 31 decembrie, să se termine lucrarea pe 31 decembrie și ei să nu-și dea seama că lucrarea respectivă este fără un racord. Fără utilități. Racordul la energie electrică. Corect. Aici vorbim de școli. Nu, eu vă spun. Și tu, aparat tehnic, să nu ai în calcul luat să faci o achiziție pentru așa ceva. După care vii și îmi spui cu multă duioșie și nevinovăție că, dom'le, a venit guvernul și mi-a dat ordonanța trenuleț. Păi puneți-vă, mă, în trenuleț și mergeți cu trenulețul. La guvern. Explicațiile reale. Și faceți achiziția aia, naibii, și dați-o drumul. Suntem în 1 aprilie și noi nu avem
făcut un racord. Hai, domne, dați-o naibii de treabă de pe luna a cincea a anului sau a patra, ianuarie, februarie, martie, aprilie, a patra lună a anului. Bun, știm foarte bine că achizițiile se pot face și multe anual. Știm foarte bine că achizițiile în ordonanța 34... Bun, dar aici e vorba de un rahat, scuzați-mă, de casumă. Putea fi făcut rapid, chiar dacă acea ordonanță trenules n-a apărut peste noapte. Se știa, cu o săptămână, două, trei înainte, corect? Da, se vorbea, se vorbea peste tot. Vezi, da, dar n-au știut aparatul tehnic, era atât de tehnic, încât nu și-a dat seama că nu are rapid. Întrebarea mea este, aparatul tehnic, chiar credeți că nu a făcut acea propunere? Eu nu știu. Eu nici spun eu nu ce știu. Mi s-a spus. Vi s-a spus că n-au făcut propunere. Da. Cei de la tehnic au blocat această investiție. N-au blocat-o, n-au știut, au uitat. Au... Bun. Da. Să spunem că a fost acea ordonanță trenulețul de luna decembrie, da? Suntem deja în a patra lună. Absolut. S-a adus absolut. Și trenulețul, a venit și locomotiva și marfarul. Trebuia făcut achiziția. Știm că acele societăți care sunt furnizoare de utilități, și ele, la rândul lor, se vor mobiliza greu, vor fi niște pași de făcut, dar dacă tu nu faci... Depinde cine le conduce, cine i-a numit, exact. Că noi, sunt, numit noi trăim politic, sub zodia cine, politicului. Exact. Da. Cine a chemat, cu cine discuți, cui prezinți necesitatea acestei investiții. Doamne, ca să stai 2 ani de zile pentru reparat o școală, mi se pare din nou foarte mult. Bun, aici problema e că constructorul s-a încadrat în termen la o școală. La una de școli, la una unde se lucrează. Dar aia unde s-a terminat, dumneavoastră, este inadmisibil, inadmisibil să stai din cauza unui racord. Că explicații găsim. Nu există explicații. Corect, trebuie să găsești soluții. Aveai obligația tu să ai toate hârtiile pregătite. Când ai văzut că n-ai racord, trebuia să-i dai drumul dinainte. În noaptea, când știai că vine ordonanța, să pui în și în noaptea faci. Respectivă, publicai cu o zi înainte și vedeai... Deci mă face să... Și bun, ordonanța respectivă n-a ocupat un an de zile. Da, bun, ea fost... este teoretic, mă rog. Guvernul ăsta comasat este un guvern foarte bun. Este un guvern foarte bun. Da. Eu sunt bucuros că suntem comasați cu toții. Mai rămâne să comasăm geografia cu geometria și cu istoria și atunci și ne facem mergeam... o comasare în toate. Adică da. Dacă tot ar fi fost interesant, ar fi fost... Deci, fost acum interesant. Suntem în zona Laguna, unde, teoretic, eu nu înțeleg aici. Văd că țeava este pusă, nu știu ce se mai întâmplă aici. Nimeni nu știe. În momentul ăsta, mergând prin zonă, nu vedem niciun om pe care măcar să-l întrebăm. Bă, oameni buni, spuneți-ne și nouă, în ce stadiu sunteți, ce așteptări aveți, cum va derula mai departe proiectul, oamenii care trec zi de zi pe acolo. Suntem primăvară, o să înceapă ploile. La noi nu o să plouă. Nu, n-o toată să toamna au ținut cu noi. A fost și frumos. Iarna s-a putut lucra. A fost frumos, a fost așa, dar probabil că Eu refuz să cred că nu s-au decontat niște tranșe, refuz să cred. Eu refuz să cred că se va ajunge în aceeași situație ca două investiții din acest oraș care în momentul ăsta sunt în instanță. Care? Este vorba de grădinița din spate la cinematograful. A, cele cu constructorul care a fost, da. Celebrele, da. Și cu acele grădini care le-am prezentat și eu, cred că undeva acum jumătate de an chiar mai bine, care aveau termen de finalizare, nici nu mai țin minte de când. Eu refuz să cred că vom ajunge în același stadiu, să stăm ani de zile blocați. Bine, din dorința și din și orgoliile unor oameni. Și eu refuz să cred că se va întâmpla asta, pentru că... Nu, deci, mă rog, ne oprim cu filmulețul aici, Bogdan. Mulțumesc mult. Filmulețul este pe site. Cine vrea să-l vadă, îl găsește acolo. Continuăm discuția cu domnul Panaite. Domnul Panaite, deci... Vreți să faceți referendum pentru parcări, dar despre sănătate ce spuneți? Am văzut zilele trecute. Că eu aș face un referendum la nivel județean pentru sănătate. Eu aș face un referendum și știm că municipalitatea poate să abordeze doar sănătatea în ceea ce privește un spital municipal. Este complicat. Este complicat. Este foarte complicat, dar nu este imposibil. Am văzut și am purtat o discuție în zilele anterioare, cred că acum vreo lună, cu o persoană fizică care își dorește să facă, să înceapă această inițiativă. Noi am cooptat-o în echipă, purtăm discuții să facem dezvoltare în jurul acestei idei și să-i dăm și o formă fezabilă. Nu este imposibil. Ieri am participat, spre regres să spun așa, la o slujbă
premergătoare slujbei de mormântare, care același lucru aclama, zice, domnule, am fost total, total nebăgați în seamă. De ce? Pentru că există o nepăsare din punctul ăsta de vedere în tot ce înseamnă sănătatea. Bă, oameni buni, în România și în Piatra Neamț, când noi nu facem notă discordantă, peste tot sunt oameni bolnavi. Trebuie ca acest segment să-și capete rolul său. A invita și a chema oameni și a prezenta ce se întâmplă în alte părți nu este suficient. Suficient ar fi să vedem niște pași făcuți în acest sens. Dom'le, nu am putere să fac spital municipal, dar măcar niște centre de zi la nivel foarte bine dezvoltat, care prin comparație să-i dai omului posibilitatea de a merge acolo, cred că ar fi utile. Eu așa văd lucrurile. Sănătatea, iarăși, poate fi una din priorități și este una din priorități. Învățământul este una din priorități. Nu putem să lăsăm neglijat. Este vorba de pepiniera care ne va înlocui la un moment dat. Iar dacă noi nu acordăm o atenție, primăria poate să se implice în partea materială, în condițiile pe care le asiguri copiilor. Inspectoratul, prin latura sa de recrutare, să spunem, de personal calificat, este cea care șlefuiește următorii, vor șlefui următorii oameni, următorii lideri, să spunem așa. Domnul Panaite, știți, zilele astea, cred că ieri, dacă nu mă înșel, tocmai a venit așa din senin o decizia unui tribunal, dacă nu mă înșel, Curtea de Apel Bacău, care spune că unul dintre foștii primari trebuie să returneze aproape 9 milioane de lei pentru că nu a putut la îndeplinire niște hotărâri ale Curții de Conturi. Celălalt primar care i-a urmat are și el un proces deschis acum pe aceeași situație. Tot Curtea de Conturi. Noi ne uităm în jur și vedem toate aceste lucrări, tot ce se întâmplă. Eu unul vă spun cinstit că n-aș avea curajul să mă duc să candidez la primăria Piatra Neamț în condițiile în care... Cu securia deasupra capului. Dar nu, am impresia că orice te-i duce să faci acolo, nu poți să faci decât în anumite condiții, că altfel nu se poate. Sau eventual să te lovești de un refuz de a mai face ceva. Da. Nu, eu cred că... Cred că ar trebui un aparat tehnic și economic și juridic foarte bine, foarte bine documentat și profesionist, în așa fel încât propunerile, pentru că tu ca și primar vii cu o propunere, vii cu o viziune. E adevărat că poți veni și cu experiența ta ca om, cu experiența ta profesională, dar anumite pârghii, să spunem, juridice sau economice, nu le pot îmbrăca decât niște oameni care se pricep foarte bine la această formă de abordare. Un proiect pleacă de la faza de idee până ajunge la faza de recepție, cum ne dorim în acest culoar, parcurge niște pași mulți, iar cetățenii care sunt implicați. Pentru că avem, societatea civilă o avem destul de bine dezvoltată și cu inițiativă. Dacă o și asculți, cred că poți ușor, ușor să eviți o parte din sincopele pe care ți le poate un aparat să ți le producă. Bun, sunt mulți funcționari în primărie sau puțini? Nu știu exact numărul lor. Cu ceva ani în urmă știu că a fost, când s-a pus problema acelor disponibilizări din timpul mandatului Boc, știu că s-a redus schema destul de mult. În momentul ăsta eu chiar nu știu suma exactă a celor. Sunt convins că sunt anumite birouri și anumite departamente care ar putea fi transformate mai slim așa, creind precedentul de profesionalism, dar sunt convins că sunt și departamente care sunt cu deficit de personal. Asta ține de o analiză pe care poți să o faci la momentul respectiv pe fiecare în parte. Ar fi prematur să mă antepronunț acum, neștiind numărul, neștiind disponibilitatea, neștiind necesitatea pe fiecare departament, să spun că putem renunța sau aduce sau a face infuzie de personal pe anumite birouri. Va urma o campanie electorală dură. Sunt mulți candidați pentru primăria Piatra Neamț. Cu cât mai mulți, cu atâta probabil voturile se vor disipa. Împărțim. Așa. Vă așteptați să fie o campanie urâtă? Eu mă aștept să fie o campanie frumoasă. Realitatea a demonstrat altceva. De fiecare dată, dar aici ține de caracterul fiecărui om. 100% nu voi ataca pe absolut niciun candidat, ci voi supune toate ideile mele și ideile lor într-o dezbatere publică decentă și cu aplicabilitate
pe administrația publică și mesajul final să ajungă la cetățeanul care de fapt este consumatorul și deținătorul de drept și de facto a ștampilei din ziua votului. În continuare, ideile noastre trebuie spuse într-un spectru care să fie ușor digerabile, ușor analizate, și pentru ca cetățeanul în ziua respectivă să vină în cunoștință de cauză, să spună de ce panaite sau de ce nu panaite, și restul mizez pe bunul simț al gestionării haterilor din partea fiecarei organizații. În ce sens? Dacă eu vă pot spune un singur lucru, Partidul Umanist Social Liberal nu va avea hateri care să atace celălalt contracandidat. Bun, dar o să vă văd prin piață mergând în stilul Piedone pe la așa tarabe. Așa merg de mulți ani. Pe la tarabe ca să așa le, merg să trageți de... Nu voi trage niciun om. Oamenii mă știu, dacă după această emisiune vă face plăcere, vă invit să mergem prin piață și o să vedeți că discut cu marea majoritate a femeilor care își trăiesc și ele existența din vânzarea unui smoc de pătrunjel, din fiecare din ce poate. Dar asta o făceam, domnul Bălănescu, și înainte de a avea intenția să candidez la primăria municipiului Piatra Neamț. Este o caracteristică a omului panaite. Trecutul dumneavoastră politic care v-a adus, pentru că noi trăim într-un oraș relativ mic și într-un județ relativ mic. Trecutul dumneavoastră politic de primar, de după aceea prefect, dar în același timp om care ați interacționat îndeaproape și cu un Gheorghe Ștefan și cu Ionel Arsene, PSD-ul, PD-ul, PDL-ul, cum a mai fost. Credeți că vă ajută în demersul dumneavoastră sau vă ține? Nu cred că îmi va pune absolut nicio frână. Din ce motiv? Partidele sunt formate din oameni. Că se numește PDL, că se numește PSD, că se numește USR, că se numește PUSL. Sunt niște formațiuni care eu vreau să cred că la un moment dat urmăresc interesul cetățeanului. Că la un moment dat trebuie să părăsești acea corabie, nemai regăsindu-te în intențiile onorante și onorabile a unor colegi de-ai tăi, este cu totul și cu totul altă poveste. Eu voi urmări în momentul acesta să fiu un partidul cetățenului. Cetățeanului, partidul omului, partidului omului de rând cu care interacționez în fiecare zi. Bun, dar pentru asta trebuie să vă ajute și colegii de partid. Suntem o echipă puternică. Ei sunt și ei în Partidul Cetățenilor? Sau... Dacă nu vor fi în Partidul Cetățeanului, cetățeanul îi va sancționa. Cetățeanul Vasile Panaite îi va sancționa. Bun, dar dacă îi sancționați, nu mai aveți o echipă. Deci, nu, suntem o echipă. Suntem o echipă și în continuare. Vreau să cred despre Partidul Umanist Social Liberal, nu că ar fi neapărat un partid, ci mai mult o echipă care vrea să schimbe din temelii viziunea și percepția asupra administrației publice din Piatra Neamț. Cum? Am deschis porțile larg în ce sens? Am primit în zilele următoare și am purtat discuții cu specialiști pe diferite departamente. Vrem ca în fiecare, aproape fiecare necesitate și departament din acest oraș să fie acoperit de un specialist. Un specialist în ce sens? Să știm să evităm catastrofe de proiectare, să evităm catastrofe de execuție, să evităm catastrofe de inițiativă. Eu aș zice că ar trebui să fim foarte atenți când facem o investiție, să o gândim pe termen lung, să nu gândim chestii care țin de pus asfalt pe niște străzi ca să câștige niște domni, după care preluăm o investiție peste care nu mai putem interveni. Preluăm o investiție și spunem că nu se mai poate schimba, deși lucrurile se puteau schimba, da. Și mergem înainte, ne dăm seama că nu avem aviz la apă, facem hocus pocus, obținem, foarte bine că s-a obținut să schimbă conducta, dar nu-i nimeni nebun să spună că nu trebuia să schimbe. Da, eu consider că trebuia să avem un spațiu tehnic acolo și decât să stăm să băgăm atâta pământ, să mergem cu... Să cilindrăm, să compactăm. Să cilindrăm, cred că... Era mai util de dat comandă. Era mai simplu să facem un spațiu tehnic și tot acolo eram. Dacă pe proiectul respectiv se făceau niște estimări, din punct de vedere, eu sunt convins că din punct de vedere financiar nu ar fi însemnat pe o anvelopă bugetară o presiune atât de mare. Dar puteam vorbi cu un mare producător de prefabricate, spuneam, domnule, fac cămin tehnic și introduc tot ce înseamnă utilități în Piatra Neamț într-un cămin, nu într-un culoar tehnic, unde pot interveni de fiecare dată fără să tai asfaltul ulterior, fără să am nevoie de grad de compactare, fără să am nevoie de umplutură. Măcar pe bucăți, măcar, deci, mă rog. Da, asta este situația. Eu vă întreb, aveți în momentul acesta, în afară de echipa mare a cetățenilor din PUSL,
aveți niște oameni cu care sunteți alături și îi puteți scoate în față? Da, vom ieși cu echipa în perioada următoare, vom face o conferință de presă în care să-i anunțăm. Suntem o echipă de 25 de oameni în acest moment, asumați, nu din punct de vedere politic. Care se vor regăsi și în lista de consilieri? O parte din ei se vor regăsi în partea de consilieri, o parte din ei vor fi doar consultanți și vor fi din membrii PUSL care vor pune umărul la dezvoltarea, din punct de vedere sustenabil a orașului Piatra Neamț. Acum, vor fi în echipa noastră de oameni. Spuneți-mi un pic, ca să ne lămurim cu o chestiune. PUSL-ul la Neamț a făcut parte dintr-o alianță care era alături de PSD. Nu, n-aș spune că era alături de PSD, era alături de Ionel Arsene, după care a rămas în alianță pentru că marea majoritate a celor care erau acolo au fost, cum să spun eu, bine văzuți și au rămas acolo. V-ați lămurit în momentul acesta ce se va întâmpla apropo de relația cu PSD-ul? În acest moment, inclusiv liderul. Pentru că PSD-ul are candidat la Piatra Neamț. Este problema bucătăriei interne a PSD-ului. În acest moment, noi mergem pe același model pe care îl aplică inclusiv liderul de partid, Piedone. Separat. Separat, mergem până la capăt, pe liste proprii, până la capăt. Am fost întrebat într-o emisiune dacă vom face alianță sau cu cine nu vom face. Noi nu vom face alianță cu un singur om, cu o singură formațiune, cea care interesul cetățeanului nu este prioritară. Deci ideea este că ideea sunteți deschis la orice suntem alianță. Suntem la alianță în sensul de a face o majoritate de așa natură încât să nu ne mai trezim zi de zi că anumite hotărâri de Consiliu sunt șicanate, neșicanate. E drept, trebuie dispuse și dezbătute și analizate. Dar asta nu înseamnă că o hotărâre de Consiliu sau o inițiativă sau un proiect de hotărâre de Consiliu pe care îl analizez într-un for larg, decizional, din punct de vedere juridic este oportun, din punct de vedere economic este necesar, sustenabil, din punct de vedere al necesității este de prioritate maximă și atunci să mă lovesc de o nemajoritate de așa natură încât să zic că a, nu, o mai lăsăm peste 2 ani sau când o să mai avem noi chef. Nu se va. În viziunea mea nu se va întâmpla așa lucru și acest lucru și am dat exemplu din că revin la Dragomirești, unde din 11 consilieri aveam doar 4 și am candidat cu Puru, predecesorul și tăticul Partidului Umanist Social Liberal. Deci v-ați întors cumva la origini. M-am întors cumva la origini. Politice, viața, da. Politice din punctul ăsta de vedere. Și viața a arătat că din cei 4, cu cei 4 consilieri și cu o dezbatere bună cu opoziția, n-am avut niciun proiect de hotărâre respins în cei 4 ani de minoritate, să spunem așa. După care a fost o majoritate, să spunem, absolută, aveam 8 consilieri din 11, dar în continuare opoziția a fost una dintre laturile cu care discutam. Am vrea să facem următoarea inițiativă, cum vi se pare? Trebuie să vă recunosc că au fost și inițiative care, dintr-o euforie, au fost lansate în dezbaterea noastră și venind cu argumente mi s-a demonstrat că nu poate fi susținută economic sau nu are suport juridic sau și atunci s-a renunțat la ea. Da. Acum vedem ce se va alege. Eu sunt foarte curios să vă văd echipa. Sunt curios să-i văd pe acei 25 de oameni. Minim 25. 25 de oameni. Nucleul de bază. Așa, să vedem dacă ei într-adevăr sunt oameni cunoscuți și ca, în primul rând, ca avem specialiști și în domeniu. Avem și oameni mai ca specialiști în domeniu, dar foarte buni tehnic. Avem inclusiv 2 doamne cooptate din echipa APASERV. De ce? A bine, aici nu mă bag. Ne-am dorit foarte mult să avem și viziunea a celui care în momentul ăsta este cel mai mare operator de utilități. Noi, lichidului pe care îl consumăm. Da, numai că asta este lichid nu de la APASER. Din păcate. Eu mi-aș fi dorit să fie de la APASER. Adică bine, să putem să vă ajutăm. Putem să vă ajutăm. Te rog pe cineva să duc un par cu apă. Astăzi nu cred că ne putem servi de această utilitate. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Sper să ne mai întâlnim, dar să discutăm lucruri concrete din programul dumneavoastră, să le explicați oamenilor sau să luăm o problemă și să o disecăm până la capăt. Lumea s-a cam săturat de povești, partea de generalități. Cele bune, numai bine, mulțumim frumos tuturor care au fost alături de noi, mulțumim și lui Bogdan, numai bine. Și eu vă mulțumesc, o zi frumoasă.